I need new flavor, reason to throw my game. Not really why I came. Oh, do me a favor, pour me another glass. Pour hearts that never last. Oh, take me, I'm a wild boy, getting bored out looking for attention. I'm not looking to meet new friends. No. Scurbitatea, timp în care mi-am făcut datoriile de mama, le-am dat ăstora să mănânce pufoșilor, mi-am făcut eu o cafea, am spălat pe dinți pe ochi și am așa o lentoare în exprimare pentru că am amânat alarma aia, vai ce aș mai fi dormit. Și totuși am dormit destul de mult pentru mine, în mod normal eu dorm cam 4 ore, 5 pe noapte, cam așa. Dar am dormit 6 ore jumate, m-am trezit pe la un 6 jumate, alarma fiind amânată și răs amânată, culcându-mă pe undeva pe la 12, nu știu ce am avut. Nu mi-au ajuns orele de somn, vezi că totodată nici prea mult nu-i bine, că uite cum am dat peste cap. Și răsare soarele și o să mă energizez, știu asta, după ce o să beau și gura de cafea, însă acum mă pregătesc, trebuie cât de cât să fiu cam ca un om, pentru că o să mergem la dentist prima și prima dată în cadrul daily vlog-ului ăsta. Nu v-am zis, dar știți deja dentist. Ăsta va fi un daily vlog și mergem la dentist pentru, să fiu sinceră, nici nu știu ce o să-mi facă acum, dar trebuie să mă duc. Și pe lângă asta, mă rog, în primul rând mi-aș dori ca această casă să nu cadă pe noi și ca elasticele astea să nu se fie aia între ele, că vreau să-mi fac închiudiță așa la spate. Dar am vorbit cu dentistul ultima dată când a fost unul dintre ei, că eu am trecut prin mâinile multe ori dentiști având problemele pe care le-am avut. Am vorbit cu dentistul, să zicem așa, și am stabilit că astăzi îi pun niște întrebări, niște chestii ca să rezolv și ce m-ați rugat voi. Că din decembrie, așa, de când am finalizat eu mare parte a și s-a făcut diferența asta considerabilă, zic eu, am primit constant multe întrebări și mi-am și promis să fac așa un clip în care să vă povestească el mai mult, că eu sunt un pic pe lângă, nu mă pricep nici la termenii medicali. Mă rog, eu pot să vă zic din experiența mea, într-adevăr, pot să vă zic ce și cum mi s-a părut, o să încep aici să împletesc, să fac niște cordonuri la spate. Pot să vă zic din experiența mea, dar eu nu mă pricep pe partea asta de medical. Da, eu pot să spun cam ce a implicat procedura mea într-un limbaj colocvial pe care îl înțelege toată lumea, dar poate că aveți nevoie și de niște informații mai exacte. Pot să vă zic, evident, prețurile. Voi știți că eu am stat cu dantura aproximativ, cât să fi fost? 2 ani, cam așa, până când s-a... Stați că nu știu ce am făcut... până când s-a finalizat toată treaba și vedeți că încă trebuie să mă duc. Deci, eu cred că asta va fi o chestie pe viață și dacă nu puneam eu fațetele, tot ar fi fost pe viață, pentru că dantura mea nu este și nu cred că va fi niciodată una perfect sănătoasă sau o dantură perfectă. Astea sunt genele, așa sunt toți membrii familiei mele. Dantura nu este un punct forte pentru
ai mei. Și mi-a zis și dentistul că oricum tu trebuie să vii la controle regulate, să vedem dacă e totul în regulă și să ne asigurăm că nu mai ai probleme, pentru că la mine au fost multe și de asta a și durat atât de mult cu fațetele. Acum nu știu dacă ar fi putut să mi le pună chiar într-o zi, că am auzit și de medici din ăștia care într-o zi, gata, îți rezolvă problemele, dar... Oricum, cred că ar fi durat mai puțin dacă nu aș fi avut problemele pe care le-am avut. Dar doctorii mi-au zis când am ajuns acolo că, bă, noi ți le punem. Dar ca să știi, în câțiva ani o să vii cu ele în buzunar, pentru că tu ai niște probleme interne și stai seama, dacă tu îmbraci cu fațeta un dinte care el e bolnav și are probleme, în timp va cădea, va suferi, na, tu o să ai probleme. Deci, practic, acoperi... cum face pisica în nisip, fără să te ocupi de problema principală. Și de asta a durat atât de mult. O să vorbim despre toate chestiile astea. Deci o să iau camera cu mine și mi-am notat așa niște întrebări pe care le-am de la voi și o să discutăm pe ele. Și o să ne mai zică el așa, dentistul, cam ce și cum, dar știu că principala temă de discuție este asta cu fațetele, că pe multe vă interesează. Și atât cât mă vedeți pe mine, cred că v-ați dat seama deja că eu sunt foarte mulțumită de ce s-a întâmplat. Uite, da? Deci arată foarte bine dinții și toată lumea mi-a zis, 99,9% mi-au zis că este o schimbare în bine și că arată minunat, tocmai pentru că arată foarte natural. Nu sunt pastile din alea Orbitz, iar eu sunt în al nouălea cer. Chiar mă uitam la niște clipuri cu mine de acum un an, doi, chiar mai mult. Și îmi se pare așa o diferență, mamă. Iar atunci, asta e faza, că eu atunci nu-mi dădeam seama deloc, nu știu dacă fac bine ce fac aici la spate, sper. Eu nu-mi dădeam seama deloc că ceva nu arată bine. Nu știu, cred că eram atât de obișnuită cu mine și cu ei așa cum erau, încât nu conștientizam că, știi, ai putea să faci ceva să fie mai bine. Iar asta cu dantura, personal, o consider o intervenție care ține în primul rând de sănătate. Chiar dacă ce mi s-a întâmplat mie este și estetic, na, cântărește mult esteticul, dar e vorba în primul rând de sănătatea dinților, pentru că eu aveam, poate mai țineți voi minte din clipurile mele veche, aveam un spațiu undeva aici între dinți și ăla s-a creat în timp. Eu nu l-am avut dintotdeauna. Dacă vă uitați la primele clipuri pe care le-am făcut pe YouTube și mergeți așa în timp, în ani, veți vedea că spațiul ăla a ajuns să se creeze pe parcurs, tocmai pentru că au fost niște lipsuri care au generat modificări în poziția dinților mei. Și mi se pare o diferență foarte mare. Iar eu atunci nu-mi dădeam seama, am conștientizat-o abia acum, na, recent, uitându-mă și văzând cum era dantura mea atunci și cum e acum și mă gândeam, Doamne, dar de ce am stat atât? De ce nu m-am ocupat mai devreme de problemele pe care le aveam? Mă rog, important este că le-am făcut și acum trebuie doar să am grijă și, evident, să mă duc la controle regulate. Așa că asta facem astăzi. Nu știu ce să mai fac, mi-a zis că mă ține vreo 2 ore să vedem. Eu trebuie să întreb întotdeauna cât stăm ca să știu cum îmi programez restul zilei. Și cam așa mi s-a zis. Așa că, în principiu, asta vom face acum. Pentru cei care nu sunteți neapărat interesați de subiect, e un daily vlog. Treceți peste, că nu va ocupa tot videoul. Va fi doar bucata de început, probabil, și apoi avem și altele, dar părerea mea este că dantura e un subiect care ar trebui să ne preocupe pe toți. Ia, trage așa? Ia uite. Ha? Așa. Altceva, tata. Hai, că am rupt un elastic, îl simt deja. Mă bucur deosebit. Sunt elastice din alea micuțe de culoarea părului. Uite, cam așa. Și mi-am făcut o treabă, nu știu cât puteți voi să o vedeți acum, o să mă întorc eu nițeluș ca să vă arăt. Cert este că părul meu a ajuns în sfârșit într-un punct în care îl pot împleti la spate, îi pot face. E un spic așa mic pe care mi l-am făcut și în sfârșit pot să fac asta cu el și am părul suficient de lung cât să-l prind acolo, vă dați seama. Pardon, e o codiță destul de mică, dar pot să-i fac ceva, ceea ce n-am mai putut de vara trecută, de când l-am tuns foarte, foarte scurt. Și acum, uitându-mă în urmă, nu știu dacă mi l-aș mai tunde chiar atât de scurt. Cred că a fost o greșeală chestia aia. Cu toate că m-am simțit foarte eliberat așa și eram, bă, fără bătăi de cap.
Dar era foarte scurt, era cam până pe aici, știi? Și cred că, în general, lungimea care mă avantajează pe mine cel mai bine e pe undeva pe aici. Dar nu, m-a apucat oma că îl vreau și mai lung. Deci o să las să crească până când o să mă plictisesc iarăși mult de el și o să zic atunci, gata, tăiete! Că eu așa fac, îmi trebuie așa un moment din ăsta, o sclipire de asta de moment și odată mă vezi de la păr care merge până la noad, scurt așa, ciocănel. Da. Ok, deci avem perișorul, mă voi machia acum, beau cafeaua, mă dezmeticez mai bine și sper că am fost coerentă cu ce am zis acum, să nu fie nevoie să repet, dar cred că ne auzim în mașină cel mai sigur, că sunt un pic pe grabă, să ajungem totuși la oamenii ăștia să nu stea după mine și foarte important, să nu mă dau cu ruj. Deci nu te dai cu ruj, nu te dai cu ruj, nu ai de ce să te dai cu ruj, nu te dai cu ruj. Data trecută v-am povestit în clipul cu favorite, cel mai bun test pentru un ruj, să vedem dacă rezistă, te dai cu ruj și te duci la dentist. Deși nu recomand, dar v-am zis acolo ce s-a întâmplat, a ținut foarte bine rujul, deci suntem beton. Hai, cafeluț, ne machiem și vorbim după. One more time before you go. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from all of my fears. Kept să-mi placă. Iubim? Cum s-ar traduce? Hei, salut! Sunt Adi Simion și vreau să... E bine că am ochelarii de soare în geantă, nu cumva să-i folosesc. M-am uvrătit pe aici de mea venire, că nu găseam și un loc de parcare. Sau, mă rog, ar fi fost ceva, dar aveam două mașini în spate și știu cum sunt șoferii, că îi apucă istericalele și n-aș fi avut timp să parchez, mai ales că erau câte doi. Prin urmare, cu toate că am plecat mai devreme cu vreo 20 de minute decât ar fi trebuit în mod normal, tocmai pentru că știam că este dimineață și zic că dimineața în cursul săptămânii sigur e haos. 20 de minute ar trebui să-mi ajungă, astfel încât să ajungă în timp util. De unde? Normal că am întârziat. Look. Ia. 0-1. Exact, 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 ca și când ai vorbit cu mine. Am ajuns la dentist, suntem pe treabă, începem operațiunea, întrebări, clarificări și toate cele, așa că o să mă așez și ne auzim de aici. Sunt și sexy să mă vadă toată lumea. Hai să mai zic eu o chestie ca să știe toată lumea. Deci eu v-am zis că am trecut cu mâinile mai multor medici aici la cabinet, dar Ștefan este cel care coordonează toată treaba, tu ești bossul boșilor, deci cu el trebuie vorbit întâi de toate, pentru că el știe ce cum și după aia direcționează tot să vedeți. Bine. Așa că zile. Bun. Deci, mulți pacienți care vin să își pună fațete dentare, nu știu exact ce presupune lucrul acesta, în sensul că nu știu care e diferența între fațetă și coroană, care dinți ar trebui, la care dinți ar trebui să punem fațete, la care ar trebui să punem coroane, dar și faptul că ar trebui să avem o ocluzie foarte corectă înainte să punem lucrurile acestea. Adică, de exemplu, atunci când ai un dinte care s-a spart, de exemplu. Dacă nu s-a spart dintr-un accident, că ai mușcat, nu știu, o coajă de fistic sau ai primit-o, nu știu, un len în gură, evident că ceva a cauzat această spargere a dintelui. Trebuie să identificăm cauza și nu putem să înlocuim dintele spart cu o fațetă sau coroană din prima, pentru că altfel aduce și la ce a ajuns la fracturarea dintelor, aduce și la fracturarea fațetei. Da, asta mi-am zis eu la început, că și eu când am venit aici eram setată pe fațete. Știi că povestisem că m-a trimis maică-mea și mama mi-a zis ceva de genul, te duci luni, vinerea ai scăpat, deci gata, mama având atâta pregătire medicală cât am și eu. Și a durat atât de mult, tocmai pentru că treaba nu e atât de simplu, adică nu vii și gata, în câteva zile ți-am pus fațete. Da, adică niște dinți care au suferit în timp,
E bine că oferim datorită unor cauze, nu știu, o ocluzie defectuoasă care a dus la niște probleme articulare pe care trebuie să le identificăm în timpul tratamentului. Și ce după e ce asta, ocluzia asta, ca să întreabă toată lumea pe termenii? Ocluzia, mușcătura. Mușcătura, așa. Da. Noi dacă nu mușcăm corect, așa, evident că niște forțe se vor duce, se vor transmite greșit la nivelul unor dinți și evident că se pot apărea tot felul de probleme în timp. Uh-huh. Dacă noi doar acoperim dinții care au suferit din nou cu niște restaurări care seamănă cu dinții dinainte, da, vor păți același lucru și încă 2-3 ani. Uh-huh. De asta la început de tratament, contează cel mai mult să punem un diagnostic corect, uh-huh, să vedem care sunt problemele și le identificăm, astfel încât la finalul tratamentului totul să fie perfect. Uh-huh. Și după aceea trecem la estetică. Din cauza asta tratamentele durează destul de mult, și lumea trebuie să înțeleagă. Noi avem pacienți care înțeleg toate lucrurile astea, pentru că vin aici, și ei au așteptări foarte mari să se întâmple lucrurile repede. Am avut pacienți care, pe care i-am pierdut din cauza asta, că voiau fațete a doua zi să le primească. Sunt tot fel de clinici care fac toate lucrurile astea pe repede înainte. Doar că e păcat, pentru că durează mult oricum, adică și faptul că tu îți, nu știu, defuiești niște dinți sau faci niște lucruri și apoi trebuie să, peste 2 ani, să începi să faci din nou lucrurile astea, mi se pare că e păcat să te grăbești. Da. Adică o grabă de, nu știu, dacă, nu știu, dacă vrei mai repede cu 2-3 luni, apoi o să pară loc peste 2 ani că ai vrut mai repede cu 2-3 luni, uh-huh, acum nu am să. Ceva așa. Oricum, mulți pacienți mai vin că vor fațete doar că le lipsesc niște dinți, de exemplu. Uh-huh. Evident că în locurile respective, loc unde dintele lipsește, se întâmplă ceva acolo, se dezorganizează ceva, astfel încât trebuie reparat înainte să punem fațete dentare sau alte lucruri. De multe ori, această ocluzie pe care vorbesc eu, adică mușcătura greșită, nu se poate repara doar prin fațetarea dinților sau înlocuirea sau punerea unor coroane dentare. De multe ori trebuie să recurgem la tratamentul ortodontic precotet. Adică mai întâi tratăm dinții, bun, pentru că o poziție greșită a dinților a dus la stricarea dinților, practic, și după punem fațete, coroane sau ce mai dorește pacient. Uh-huh. Evident că sunt și pacienți la care ocluzia e corect, totul e foarte armonios. Îi urâm pe ăștia? Da. Nu îi urâm. Pentru noi acestea sunt pacienții ideali. Okay. Pentru că probabil că vor să-și pună, nu știu, niște dinți mai albi sau să facă lucrul acesta. La noi e simplu, pentru că deja totul e perfect, uh-huh, și doar, nu știu, îi acoperim cu niște fațete dacă asta își doresc ei neapărat. Uh-huh. Nu recomandăm neapărat fațetarea dinților sau, adică nu, noi nu sfătuim pacienții să-și pună fațete dentare. Da, da. Dacă au nevoie să-și pună fațete dentare sau, nu știu, niște dinți discromi și foarte, foarte colorați, uh-huh, care nu se pot albi, nu se poate întâmpla nimic pe genul ăsta, putem să îi fațetăm fără nicio problemă. Okay. Oricum trebuie să ținem cont de lucrul ăsta, adică fiecare pacient, când vine la noi în clinică, trebuie să treacă printr-o ședință destul de amplă, prin care pun un diagnostic corect, trebuie să înțeleagă de ce trebuie să prepare și alte lucruri și la final o să fie totul bine. Cum a fost și cazul meu, da, a fost o grază de pași. Ok, hai să vedem acum fațetarea. Adică, scuze, adică poți să spui și tu că și tu ai purtat un fel de aparat dentar o perioadă de vreo 4-5-6 luni, chiar dacă nu s-a văzut, că nu există aparat acum, nu sunt numai aparat dentare cu breche în față care se văd. Uh-huh, uh-huh. Adică și tu ai purtat, da, ceva care a intruzat niște molari. Da, știți că mă prângeam eu anul trecut că puteam să vorbesc corect, că aveam niște dificultăți în vorbire, că șâu, că țâu, că eram un pic peltică, pentru că aveam chestiile pe care voi nu le vedeați, dar ele existau acolo și creau niște mici impedimente, nu ceva colosal să zici că mă tăvăream, dar erau niște chestii acolo, deci ăsta era aparatul. Da. Așa. Bun. Acum cu fațetarea. Ce implică, pur și simplu? Adică ce pățește dintele în momentul în care se întâmplă chestia asta? Care e procesul? Okay. Cât costă fațetele? Toate astea. Bun. Deci ce pățește dintele? Asta povestea mai devreme. Ca dintele să nu pățească mare lucru, ar trebui dinții înainte să fie poziționați foarte corect. Uh-huh. Adică, dacă avem niște modificări mici de ocluzie de făcut, evident că le putem face prin șlefuirea dinților. Vorbeam de... De șlefuire și neamul bateria. De șlefuire. Da. Ca să înțeleagă lumea, atâta timp când ai făcut niște modificări mici în ocluzie, atunci se pot face doar potetică, adică prin șlefuirea dinților, un pic mai mult, poate, în anumite zone,
dar nu foarte mult. Ce trebuie să înțeleagă lumea e că dintre rând trebuie să arate ca un ciot la final. Cum își imaginează, mulți că m-au întrebat în chestia asta, când vin în cabinet, o să arate așa ca niște cioturi mici? Nu, nu trebuie să arate așa. De asta ne chinuim înainte de tratamentul protetic, să aliniem dinții, poate prin un aparat ortodontic, astfel încât la final să nu fie nevoie de jefuire aproape de loc. Uh-huh. Adică să fie ceva minim invaziv. Uh-huh. Asta este și ideea, asta și conceptul nou de minim invazivitate și noi încercăm să facem lucrul ăsta. Uh-huh. Cine încearcă să facă modificări majore prin jefuirea dinților, acolo se întâmplă să ajungă dinții să arate ca niște cioturi și probabil nici să nu rezolve problema de fond prin chestia asta. Uh-huh. Adică încercarea asta de a rezolva ce nu poți, prin jefuirea dinților exagerat, este o greșeală de părerea mea. Uh-huh. Trebuie făcut înainte tot ce este nevoie, astfel încât la final jefuirea să fie minimă. Uh-huh. Da. Ok. Bun. Așa. Așa. Costurile diferă, bineînțeles, de la fiecare pacient la fiecare pacient, pentru că, exact ce am vorbit, fiecare are nevoie probabil. Adică, nu am spus, există și pacienți la care nu avem nevoie de foarte multe modificări. Dar există pacienți la care costurile vale se dublează prin tot ceea ce trebuie să facem înainte de, de pus fațetă, de exemplu. O fațetă costă 1800 de lei în clinică, dar asta nu înseamnă nimic. Pacientul nu își poate face calculul acasă, să zic că vreau 10 fațete, mă costă 18.000 de lei. Nu se poate face așa, pentru că ședința de diagnostic costă 1000 de lei, de exemplu. Atunci când un pacient vrea să-și facă niște modificări majore, dacă vrei să-ți faci, să spui o fațetă, două, pentru că s-a întâmplat ceva exact cum am povestit mai devreme, un accident, da, atunci evident că va costa 1800 de lei. Modificările nu vor fi majore, nu trebuie să facem nu știu ce ședință de diagnostic, de nu știu cât mai. Dacă e vorba de lucrarea, am fost în durează mult, v-am spus, durează mult ședința de diagnostic, da, în care trebuie să facem absolut tot ce știm noi. Da. Să putem să diagnosticăm corect pacientul și să putem să-i comunicăm un plan de tratament corect. Uh-huh. Oricum, pacienții care vin la noi primesc plan de tratament acasă. Adică nu o să ajungă în situația în care au dat nu știu câți bani și nu știu câți bani să mai dea. Uh-huh. Nu. După ce faci un plan. Așa a fost și la mine. Am primit exact planul și știam exact atât am fost. Chiar dacă un plan durează un an și jumătate, el l-a de la început pacient. Da, 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 da. Exact așa. Da. Ok. Altceva, nu știu, gingia, pățește ceva, alte defecte, ce se poate întâmpla? Bun. Ca să fie mai pregătită pentru ce e mai rău și mai rău, să zic așa, să știe. Bun, probabil că mulți au văzut, sau mi-ai spus că te-am întrebat, da, că mulți au văzut la alți pacienți, nu știu, pe cine în altă parte, da. Bun, mulți au văzut faptul că gingiile se colorează la un anumit timp după ce pun fațete, coroană dentară. Se colorează doar dacă gingia suferă. Uh-huh. În momentul în care gingia a bătit ceva după ce ai pus tu fațeta, coroana, înseamnă că se colorează. Uh-huh. Ce se poate întâmpla? Evident că, nu știu, cimentarea, asta se spune și Andreea, cimentarea la noi a durat aproape o zi. Da. Cimentarea a 10 dinți la maxilar, da, pentru că cimentarea a fost separată maxilar și mandibulă. Uh-huh. Așa, la 10 dinți a durat aproape o zi. Cam pentru că fiecare dinte, adică, în primul rând, cimentarea trebuie să fie cu izolare făcut, să pune vigă, știi. Da, așa. Fiecare dinte, după ce l-ai cimentat, se curăță excesul de ciment. Se verifică fiecare fațetă să se rateze perfect pe boncul respectiv, se curăță perfect excesul de ciment și asta durează. Uh-huh. Dacă vrei să faci o cimentare, cum am mai văzut, 20 de minute într-o oră sau două sau trei, este înseamnă că ai făcut-o pur și simplu, ți-ai bătut joc. Da. Și atunci pățești chestia asta, pentru că evident că cimentul în exces se va duce exact sub gingie, uh-huh, ea va suferi și se va colora în albastru de obicei, se numește stază gingivală, o stază vasculară în gingie, uh-huh, după care va modifica culoarea permanent. Da, da, da. Plus că la mine a fost și perioada de aia în care am purtat vreo două săptămâni ceva temporar, nu ca să văd cum mă simt cu ea. Nu. Ce ai importat-o temporar a fost ca să vezi forma dinților, lungimea dinților și nu are legătură cu adaptarea finală a fațetei. Da, da, da. Ce am fost noi atunci, se numește mock-up. Mai întâi am făcut un wax-up, adică tehnicianul ne-a făcut o formă, cum am discutat noi probabil. Noi am testat-o printr-un mock-up, adică am pus niște dinți de plastic, să spun așa, peste dinții tăi. Tu ne-ai spus vreau mai scurți, vreau mai rectunghiulari, vreau mai pătrați. Pentru că e bine să faci testul ăsta cu mock-up-ul, pentru că pacientul poate vedea exact. Una e să faci digital mind design, doar să faci o poză și să vadă pacientul
puțin sau într-o poză, cam în forma finală a dinților, una e să vadă în gură. Exact, cum scapă povestea mea, atunci mie mi se păreau prea lungi. Da, mie mi se păreau prea lungi și l-am întrebat și pe voi și toată lumea din jurul meu cum arată, cam care e faza. Și majoritatea asta mi-au zis că vă arată bine, dar sunt prea lungi. Și atunci am zis că vreau mai scurți. Deci pe mine m-a ajutat chestia asta. Da, asta, de exemplu, să poți să faci un mask sau să faci un mock-up după el, trebuie să, adică mai adaugi costuri. La dinții final. De asta v-am spus că nu poți să faci calculul că un element costă 1000 de lei, câte elemente ăla este costul final. Da, dar la voi treaba asta se întinde pe termen lung, adică nici la mine n-a fost plata din start cu totul. Evident, evident. A fost în tranșe și... Evident, mai ales că dacă ai de făcut un tratament ortodontic, când plătești tratamentul ortodontic, cu aparatele cu ce mai ai de plătit, după trec, nu știu, poate trece un an până termin tratamentul ortodontic, apoi ajungi la faza de fațete sau... Și toate astea se întind... Da. E important și asta ca să știe lumea că nu trebuie propoiul de bani din start, adică cât ne întindem. Și asta sunt pe viață, nu fațetele, adică nu vin peste 3 ani cu ele că trebuie să-i schimbăm. Ideea asta este, dacă cimentarea a fost corectă, nu au cum să se descimenteze, evident. Dacă gingiile sunt sănătoase, totul e sănătos, ne spălăm cum trebuie pe dinți. Ocluzia, că asta e și mai important, este corectă, adică mușcătura pacientului să fie corectă, ca dinții să fie protejați. Pentru că noi dacă punem forța de masticație pe un singur dinte sau pe doi sau pe trei, evident că dinții vor crăpa la un moment dat. Da. Dar totul în regulă, pacientul vine și se prezintă la cabinet la 6 luni, am discutat, așa, în mod normal sunt pe viață. Bun, și ei rezistă așa cum sunt acum, deci culoarea pe care o am eu acum, culoarea nu se masifică la cel mai. Dacă facem o fațetare directă, de fațetare directă, asta înseamnă că pe fața vestibulară dintelui se pune compozit ca de plombă. Și acolo putem să dintre poate arăta exact ca după fațetarea indirectă cu ceramică. Dar dezavantajele sunt că acel compozit se poate corola în timp. Adică după 2-3 ani probabil că trebuie din nou înlocuit. Este mai ieftină fațetarea directă față de fațetarea asta, dar tocmai astea sunt dezavantajele, că probabil că peste 3-4 ani va trebui, 2-3-4, nu știu, în funcție de cum a fost lustruit, cum a fost lustruită fațeta, cum s-a igienizat și pacientul, ce consumă pacientul, dacă bea numai vin roșu, dacă mai mâncă speclă roșie, Și diferența de preț care e între fațetarea asta care trebuie... Păi fațetarea directă costă 800 de lei pe element și 1800 costă indirectă. Okay. Indirectă înseamnă că e făcută de tehnician o fațetă și din ceramică, care nu se mai colorează, nu se mai întâmplă nimic cu ea. Da. Asta pacientul trebuie să înțeleagă că și după un implant dentar, și după ce pui fațete, și după orice, totul se întâmplă exact ca înainte. Adică, dacă nu te speli pe dinți cum trebuie, tot se acumulează placa bacteriană, tot se întâmplă să se retragă gingia. De ce se retragă gingia? Pentru că există o restorție osoasă. Deci toate astea se întâmplă. Tu poți să-ți pierzi dinții cu fațetă dentară. Da. Evident. Adică să ai o boală parodontală, chiar dacă ți-ai pus fațetă dentară, dar nu ce legătură una cu alta. Sau dacă ți-ai pus un implant, asta nu înseamnă că implantul ăla, în jurul implantului nu se poate face restorție osoasă. Da. Se poate face exact ca rădăcina unui dinte natural. Asta în funcție de cum îți îngrijești dinți. Da. Deci e important să avem... Deci pacetele sunt pe viață, dar asta nu înseamnă că dacă pierd cu totul dinți din cauza patologiei parodontale... Da. Ele rămân acolo, da. Da, am înțeles. Unul pacienți vin și spun că li s-a retras gingia. Așa. De fapt, gingia ia stă pe os. Dacă s-a retras gingia, înseamnă că pacientul a suferit și o restorție osoasă în zona respectivă. Asta înseamnă boală parodontală. De ce se întâmplă chestia asta? Se întâmplă exclusiv pentru că există bacterii acumulate la nivelul rădăcinilor dinților, coloanelor dinților și pacienții înseamnă că nu se igienizează cum trebuie, în primul rând. Deci nu se spală pe dinți cum trebuie, nu? Corect, nu se spală pe dinți cum trebuie. Așa. Ce trebuie să facem când vedem chestia asta? Ne prezentăm la cabinet, trebuie să punem tot medicul parodontologul să pună diagnosticul, să vedem cât de avansată este această patologie și ce trebuie să facem. În primul rând, noi putem să o oprim în prima fază. Să o oprim total, parțial, trebuie să o oprim cât de mult se poate. Și medicul parodontolog stabilește dacă trebuie să facă mai mult decât o igienizare, o intervenție mai amplă. Și cel mai important este să oprim cât mai devreme și să instruim pacientul să aibă grijă să aibă o igienă corectă, astfel încât să nu evolueze. Că dacă avem o resorbție de 1 mm, 2 mm, evident că nu se va întâmpla nimic dacă vom stopa această patologie. Dacă avem o resorbție deja foarte mare și dinții încep să se miște,
Evident că trebuie să acționăm altfel, poate să facem niște adiții osoase ca să păstrăm dinți. Tot ce trebuie să facem este să încercăm să păstrăm cât mai mult dinți naturali. Deci nu e soluția cu implant cea mai bună. Evident că dintele natural este cel pe care trebuie să-l păstrăm cât mai mult timp. În momentul în care nu putem să mai păstrăm din cauza unei patologii foarte, foarte avansate, atunci se poate putem recurge la implantul dentar. Și atunci cel mai bine facem anestezie la toate intervențiile și în mod normal nu doare absolut nimic. Evident că după o intervenție chirurgicală amplă, nu se poate ca acasă să nu luăm nimic și să ne plecăm că ne doare. Trebuie să luăm antiinflamatoare, antibiotice sau alte lucruri, în funcție de amploarea. Eu am avut rețetă pentru toate astea, adică în momentul în care am plecat de aici și am trecut prin intervenții din astea, clar, ketonal. Bine, la tine au fost adiții osoase, inserarea unei implante. Eu am pus foarte. Da. Adică sunt niște intervenții mai ample. Da. Evident că 2-3 zile ne umflăm, ne desumflăm. Și amintește, toată lumea, vlogul nostru trecut era cu folice. Da, dar nu e ceva de sperie. Nu, a fost ok. Până la urmă, estetic, a deranjat un pic, dar nu era ceva. Era bine. Da. Iar anestezia asta mi s-a și completat. Când am avut intervenția aia, ne-am stat toată ziua aici. Okay. Adică a fost o anestezie de început, în timp, evident că s-a păi mai... Da, anestezicul local, evident că dispare, pe parcurs se duce timpul, dar putem completa, adică avem suficient la dispoziție. Nu noi aici, la fiecare pacient se calculează cât anestezic poți să introduci într-o singură ședință. Asta am referit. Da. Și, în mod normal, nu există intervenție la care să nu putem să mai completăm anestezia. Da, asta vreau să zic. Am început anesteziată, s-a dus, dar după s-a completat și a fost confortabil pe tot parcursul intervenției. Adică n-am murit acolo după primele 2 ore să mă tăvălesc de durere. A fost, într-adevăr, mult timp pe care m-am petrecut în scaun, dar, în afară de asta, n-am avut niciun fel de disconfort. Da. Și am semnalizat în momentul în care am fixat anestezia, mai vreau. Am primit și cafeluță între timp. Bun. Zine de aparatele dentare. Cum e cu ele, cu aparatele dentare? Ce implică? Dacă se poate pune la orice vârstă? Care sunt condițiile? Dacă e ceva special? Orice... Da. În principal se poate pune la orice vârstă și câteodată este necesar să punem aparatul. Exact cum am povestit mai devreme, chiar dacă nu știu, poate unii pacienți nici nu se gândesc la lucrul acesta, dar după ce le explici faptul că au nevoie, e foarte important să-și pună aparat înainte de orice alt tratament, acceptă tratamentul. Aparatul ortodontice. Vârsta nu există o limită de vârstă, se poate pune un aparat la orice vârstă. Estetic interesează pe toată lumea, cum da, arată, știi că lumea se ferește de aparat tocmai de asta, ca să nu fie ceva foarte vizibil. Există tot felul de aparate care sunt și mai estetice și mai puțin estetice. Cu toate că lumea se ferește să aibă niște brecheți metalici pe dinți, cu toate astea, probabil că ați auzit mulți ortodonți care spun că brecheții metalici sunt cei mai buni și cei mai eficienți. Brecheți, adică ce vine exact pe dinte? Sau? Da. Aparatul, să zicem că este constituit din niște brecheți. Fiecare dinte are lipit pe el un brechet. Și un arc care unește toți acești brecheți. Da? Bun. Și dintele cum se mișcă? Care este principiul? Alunecarea brechetului pe arc. Prin alunecarea brechetului pe arc se mișcă dinții, în poziția în care dorim noi. Bun. Evident că dacă brechetul este metalic, arcul este metalic, alunecarea asta este mai ușor de făcut. Dacă brechetul este din safir, ceramică sau alte materiale, putem să imaginăm că brechetul este ca un șmircher. Ok. Da? Din cauza asta, ortodonții spun, chiar dacă este puțin mai inestetic, de obicei încearcă să convingă pacientul să poartă unul metalic. Pentru că până la urmă nu purtăm aparat toată viața și nu purtăm aparat ca să stăm cu el și să nu facem nimic. Cel mai important este să facem ce avem de făcut cu el. E important să știe pacientul de la început. Dacă un pacient chiar își dorește de ceramică, de exemplu, sau altfel, evident că se poate pune în funcție și de ce trebuie modificat. Dacă mișcările sunt ample, normal că e din ce în ce mai greu să folosim materiale estetice. Dacă mișcările sunt mai puțin ample, putem folosi unul de ceva mică sau... Voi aveți și pacienți copii? Da, sunt și pacienți copii. Da. Mai ales la ortodonție. Oricum, la copii trebuie să faci intercepția unor anomalii și important e să acționezi dacă se poate la nivelul creșterii osoase, adică să stimulezi cumva creșterea osoasă. Pe când la adulți, deja creșterea este încheiată și poți doar să miști dinții prin os. Atât. Ok. Da.
Te-am întrebat de copii pentru că la ei cred că e problema asta cu aparatul foarte vizibil. Pentru că sunt și ca noi, știi cum sunt copiii, sunt răi și cred că copilul cu aparat dentar care este super vizibil... Depinde, că din ce am observat trendul, acum toată lumea are aparat dentar. Da, foarte mulți copii au aparat dentar. Pare, mie mi se pare că se duce în schema cealaltă, dacă nu ai aparat dentar, e o problemă. Da, da, observa chestia asta, observa chestia asta. Că pe vremea noastră, așa e, da. N-aș pasă, da. De toată lumea trebuie să ai aparat dentar. Așa e, da. Oricum trebuie să înțeleagă pacienții că la diferite vârste putem purta și un aparat segmentar, adică doar pentru o porțiune din acadă unde avem nevoie de făcut niște modificări, adică nu trebuie să... Trebuie să vină pacienții și să le spunem opinia noastră în legătură cu problema lor și să diagnosticăm pe fiecare, pentru că nu putem să le spunem acum tu vei purta aparat din ăla sau din ăla. La toate lucrurile astea trebuie să facem exact ce am povestit, niște ședințe de diagnostic în care să spunem diagnostic corect. Deci asta e baza de aici, plecăm în orice. De aici la orice. Deci cred că am acoperit în mare toate treburile. Să zicem acum că vrea lumea să vină, mai zic o dată, deși eu am filmat și la intrare, clinica se numește Occidental, o să vă las eu toate detaliile acolo. Și dacă vor să programeze, vreți că dau un telefon la voi. Da, și să vină pe site. Așa, dați toate informațiile acolo și mai departe, eventual, nu știu, să vină cu ceva, pregătit o radiografie, ceva, să aibă un avans. Da, e bine să vină dacă au o radiografie panoramică cât de cât recentă. În mod normal trebuie luna respectivă, adică să fie numai decât de o lună, dar să zicem și de două luni, că putem în prima fază să vedem problemele. Dar e primit și părul, adică... De evident, bine. Așa. Dacă nu le dăm noi trimitere, în funcție de ce observăm, în prima ședință se face o consultație. La ședința de consultație putem să facem niște poze ca să documentăm foarte clar cazul. În special pentru pacienți la care să facem un plan de tratament mai complex, trebuie să avem poze ca, pentru că nu se ține în minte exact toate leziunile pe care le vedem și să putem face planul de tratament. Evident că ne va trebui și o radiografie, în special una panoramică la început, ca să putem să vedem și rădăcinile, nu avem, adică în prima clinic putem vedea doar coroanele, pe radiografie putem vedea rădăcinile și osul și trebuie să vedem și lucrul acesta. Dacă pacientul a avut tratamente de canal, dar sunt corecte, dacă nu e zi, la nivelul apei suplimentare și după facem un plan tratament. Oricum, dacă tot am făcut tot documentul ăsta, am putea să vedem, adică am vrea să vedem pacienții urmăritorilor tăi, o consultație gratuită în luna iunie. Super! Bun, deci cine vine, ca să știți, MOCA, doar să vă prezentați pentru consultație. Cu programare, în avans, dați un telefon și veniți la consultație fără niciun cost. Tu ne-ai spus că multe lume întreabă tot felul de lucruri. Foarte multe întrebări. Deci de când mi-am pus eu fațeta de când am analizat toată partea asta, primesc constant întrebări cu tot ce le-am Și am încercat să acoperim cât de cât întrebările pe care le primești cel mai des. Dar ar fi bine dacă tot au, nu știu, curiozități. De asta am zis să le dăm o consultație gratuită, să vină să ne întrebi direct. Să mă pot aproape, noi mulțumim. Bun, deci ca să știți. Ok, păi eu cred că am acoperit tot, nu? Da. Acum trecem la măcelăritul meu. Bine, mă anestezii. Te aștept. Ce bine, ce bine. Ce mișto, ce mișto. Ce mișto, spre de mine. Bietul Casian, data trecută am venit dată cu ruși. Deci facem așa, nu a crezut situația. Facem așa. Da, facem aici în dreapta pe amintiți. A început ploaia. Am scăpat. Două ore am stat. A început și ploaia între timp. Auziți, simțiți, nu știu, nu e grav așa, oricum ajung imediat la mașină. Două ore am stat, între care o oră am povestit, am băut și o cafeluță mică după cum am văzut și ora ilaltă m-a, mă rog, n-a fost nimic dureros, chiar dacă am avut o injecție, dar n-am simțit nimic de tartrajul și nu știu ce mi-am mai făcut acolo, însă sunt foarte ok și am un gust de zmeură în gură, mi se pare că a rămas ceva de lab, nu știu. A avut ceva cu aromă de zmeură. Deci sunt foarte bine deocamdată. Dinții sunt curați. Săptămâna viitoare trebuie să vin iar pentru ceva plombă, am înțeles, pe partea stângă, deci undeva pe aici. Și apoi am programare undeva până septembrie. Am zis să o bifăm de acum ca să știm o treabă. Pentru, nu știu, probabil un control din asta de rutină. Ia, că am ajuns la mașină, face baie mirciulică. Să procedem. Mă, dar îi dă un pic, e ceva ploicică. Auziți? Se simte cât de cât? Uite ce albă pară acum la față.
am făcut bine că nu m-am dat cu ruj, am avut balsamul ăla de buze, doar așa că să hidrateze puțin, dar am făcut bine, că probabil eram toată mânjită acum. Am o senzație ușoară de, nu știu cum să zic, ceva ce pișcă, dar nu doare sau așa, e doar o senzație acolo ca și când aș avea mult mentol în gură, dacă reușesc să mă fac înțeleasă cât de cât, însă sunt foarte bine, bine că am scăpat. Săptămâna viitoare vin iarăși, așa că o să fie bine să-mi iau numărul de telefon din geam. Îl las când parchez în zone nu neapărat periculoase, că eu nu blochez niciodată garaj sau zone din astea care sunt marcate clar ca fiind locul cuiva, nu parchez, doar dacă rămâne cineva în mașină, dar atunci când sunt într-un loc de parcare sau într-o zonă unde nu cunosc foarte bine, las acolo numărul ca să nu fie niciun fel de problemă. Așa că zic să mergem acum spre treburile noastre, pe ploaia asta superbă. City of mine, how I love, how I love the city of mine. Tot eu sunt, e aceeași zi minunată, numai că a trebuit să mă schimb corespunzător și am ieșit un pic în grădină să vă arăt ceva. Pentru că mă bate gândul să fac o treabă. Cu ploaia asta care este în continuare oribilă, de asta m-am și pescărit așa, sunt cu plasticul pe mine în grupa mare, dar n-avem ce să facem, mă bate gândul să încerc eu o treabă dramatico-creativă cu cacofonia asumată cu trandafirii ăștia. I-am mai arătat eu pe stories, toate i-a zis pe acolo și sunt un pic cam păducă. Dacă vă uitați așa atent la ei, vedeți că au anumite zone în care deja s-au închis la culoare, sunt maro și au pierdut din frumusețea lor. Și mă gândeam că ar fi o idee bună, ținând cont că e și ploaia asta așa dramatică și mie îmi place mult să fac poze în ploaie, chiar dacă mor de frig. Mă gândeam că ar fi fain să încerc ceva aici. Nu prea știu cum să așez, însă sunt în grădină la mine, cred că v-ați dat seama că v-am mai luat aici de câteva ori. Că nu prea știu cum să așez, pentru că este craca aia, ce-o fi aia, trandafirul ăla, nu știu cum ar trebui să stai. Eu l-am mai așezat odată, dar cade tot timpul, că el trebuie fixat cu ceva. Și cum n-am pe ce să-l fixez, rămâne săracul așa, prăvălit la pământ. Și ce m-aș gândi să fac e să vin cumva cu trepiedul și să mă așez acolo, în partea aia, cumva, nu știu, între ei, sau să ridic craca, deși va trebui să fiu foarte atentă, pentru că sunt niște spini. Și sper să nu mă tai sau să mă înțepăm pe o formă sau alta. Mă gândesc că ar putea ieși ceva interesant. Am mai făcut eu niște poze frumoase aici anul trecut cândva. Uite, am izbit un pic frunzele. Anul trecut am făcut ceva cu rumbul. L-am scos eu la plimbare după ploaie și făcusem o poveste de dragoste cu rumbul și cu un melc. O să inserez pozele pe aici dacă le găsesc. Dar acum aș vrea ceva diferit. Aș vrea un portret sau o chestie din asta, care, da, va implica mult frig din partea mea și va trebui să fiu foarte atentă cu aparatul, cum îl poziționez. Probabil că o să-l pun sub parpalacul ăsta de plastic pe care l-am. M-am schimbat cu totul, am zis. Cam așa, sub ăsta, ca să stea cât de cât protejat, că în cazul în care intră apă în el, e cam nașpa. Dar mă gândesc că ar putea să iasă ceva super interesant sau aș putea să fac acolo în chestia aia întunecată, așa, sunt niște umbre drăguțe care cred eu că ar putea pica bine. Și ar fi vorba și de public, că nu am spectatori. Acum, adică sper, mă rog, de fapt ar putea, dacă stau pe geam din casă, ar putea. Dar altfel așa e destul de pustie treaba, cred că auziți și voi în ce hal plouă. Așa că zic să venim cu trepiedul și hai să vedem ce iese, dacă o ieși ceva. Să-mi desfac și părul, eventual să-mi retușez puțin machiajul, că nu vreau să fiu sclipicioasă, cum am fost mai devreme. Deci, dar chiar cred că ar fi bine să mă plouă. Tehnică modernă, domnule, aia nici nu e o pungă luată din Carrefour pentru zarzavateri, dar, na, îmi fac treaba cu ea. Am luat așadar două trepiede, unul pe care va sta camera pe care o voi folosi eu pentru poze efectiv, adică, uite, aia de acolo, iar pe celălalt vă voi așeza pe voi, deci pe aia va sta camera mică de vlogging. Momentan eu filmez cu telefonul, dar cred că mă auziți, mă vedeți bine, n-ar trebui să fie probleme. Și acum, primul și primul lucru, cel mai important, este craca aia, cam cum o așez. Eu în capul meu îmi imaginam că o să fac cumva, opa, să fiu pe acolo, dar parcă nu m-aș întinde chiar la pământ. Chiar dacă eu acum, să știți că mă plouă și vreau să mă plouă, intenționat să se întorc. Da? Cam în felul ăsta voi fi mai și schimbat și stau acum să mă plouă pentru că îmi doresc să am părul ud, dar vreau să fie ud. Deci luarcă, dacă nu începe să fie luarcă așa cum am doresc pe un timp util, mă duc și întorc o găleată de apă în cap, mă rog, niște duși, ca să fie dramatismul la maximum. De asta zic să mă plouă puțin. Bine, el oricum arată foarte rău, l-ați văzut și astăzi cât a stat împletit,
Însă o să facem baie după aia, deci să mă coafez. Tocmai de asta m-am și gândit, dacă tot mă apuc să fac pozele astea, oricum trebuie după aia să mă spăl, deci nu o să fie o problemă că îmi stric acum ce am pe față. Mi-am șters și sclipiciul ăla de la ochi, a mai rămas doar așa puțin roz, nu știu cât puteți să-l vedeți, dar sper că sclipiciul am îndepărtat cu totul, pentru că vreau să fie un look ceva mai natural așa, nu vreau să orbesc cu sclipiciurile alea, nu vreau să fie ele punctul central al pozei, mai degrabă dramatism întunecat, așa, deci sclipiciul ăla ar fi un pic cam prea modern, prea vesel și nu vreau asta. În urmare m-am șters cât de cât, mi-am și corectat ce era pe acolo și m-am schimbat într-o bluză pe care, mă rog, sper să faceți abstracție de decolteu, că nu e ea, ideea nu e relevantă deloc, dar am zis să fie cromatic potrivit cu trandafirii pe care, sub care o să mă așez sau nu știu cum o să-i poziționez. Ne uităm imediat și vedem cum îi așezăm, dar să fie așa un tot unitar și să fie cu roșu și cu verde, cam asta ar fi paleta cromatică. Da, și mă plouă momentan, se pare foarte bine. Asta cred că a picat și pe voi o picătură sau două. Așa că hai să ne apucăm să așezăm pe aici, să vedem cam cum ne organizăm, să sperăm că n-avem spectatori și să dăm drumul la poze dramatice că ploaie. Că de ce nu? Hai te rog eu. Deci, pentru prima dată când îmi doresc să mă plouă, mă facă ciuculete. Da, buba e că nu prea reușesc să o ridic mai sus. M-ar fi ajutat încă o persoană care să țină cumva craca mai ridicată, dar... Nu, va trebui să mă descurc așa și cred că mă voi așeza până la urmă pe jos, o să stau cumva în fund și capul meu va intra printre trandafirii ăștia. Dar eu voiam, nu știu, mă gândeam în capul meu că poate mă așez acolo și cumva asta o să-mi cadă cumva în cap, dar nu pot să o ridic mai sus, n-am de ce o agăț așa, abia am reușit cu niște cabluri să urc și aici. Da. Camera, dar sunt flashcă, după cum cred că puteți vedea pe bluza mea și pe păr și pe față și tremur în cazul în care vă scudui. De la asta este. Și vă arăt casa ce a ieșit și am nevoie de un duș fierbinte acum, mamă. Ia uite ce dezastru frumos am făcut. Aici am stat așezată, am zis să nu stau chiar pe asfalt. Arată super frumos, până că mi-e frig. Mi s-a uscat și părul de când mă tot vânzolesc pe aici. Nu e frig deloc, da, deloc, deloc. Temperaturile sunt undeva până la un 20 ceva de grade. Vă dați seama că eu oricum am pornit căldura în casă pentru că mi-a intrat frigul ăla, nu astea, tăticule, calmea. Ploaia nu s-a oprit o secundă, dar frig nu este și nici ultra întunecat. Adică afară e ok, în casă, na, știți
cum e la mine în sufragerie, avem lumină de bec, acum este absolut superb, dar afară nu e deloc frig sau atât tot că, evident, stai în ploaie, o să-ți fie rece, dar altfel temperaturile sunt foarte normale pentru perioada asta și m-am încălzit, am stat în duș, nu știu, cred că vreo 20 de minute, timp în care, da, m-am spălat și pe cap și va trebui cât de curând să mă duc să-l aranjez puțin, că în cazul în care las așa, mâine va fi, bine, oricum va fi slinos, dar trecând de asta, măcar să-mi stea cât de cât ok, știi, că în cazul în care las așa, cu forma pe care o are acum, nu mai pot să-l coafez, trebuie să-l ud neapărat, că nu poate fi coafat, cel puțin nu cu peria cu care vreau să-l fac acum. Am început să folosesc mai mult peria în ultima vreme, mai puțin ondulatorul, dar alternez, însă, având în vedere că e un pic mai rapid cu peria, în 5 minute am terminat, mă da seama, de asta mă țin mai mult de ea, așa că o să mergem imediat ce vă arăt pozele, mergem să mă aranjez cât de cât să arate și el cum trebuie, dar s-a uscat foarte repede, asta spun că e cald și în casă, e cald și afară, chiar dacă e în ploaia asta oribilă și așa e de 2 săptămâni încoace, astfel încât s-a uscat natural, l-am dat cu niște uleiuri pe acolo, l-am dat cu șampoanele alea care chiar fac o diferență mare, mă, fetelor, dacă nu v-ați uitat la ăla de favorite, cred că acolo v-am vorbit. Nu știți despre ce minune vă povestesc acum, dar șamponul ăla cu pigment roșu, lacme ăla, cum Dumnezeu lui zice, băi, ăla mi se pare cel mai tare lucru pe care l-am descoperit anul ăsta și de fapt în ultimii ani, că este salvator, ținând cont că n-am mai fost la Bogdan de, uitați-vă și voi de cât timp, cred că sunt 3 luni, da, deci până acum eram oranj toată pe căpoc, dar arată foarte bine deocamdată, mă rog, că sunt rădăcinile, da, dar culoarea, vreau să spun, arată foarte ok și trebuia să mă duc săptămâna trecută la Bogdan. Numai că e plecat nemernicul, se plimbă, e până Grecia, n-are el treabă și i-am scris cu câteva zile înainte de ziua mea, cam așa, că voiam să fiu și eu aranjată, pregătită, na. Între timp mi s-au rupt și două unghii astăzi, nu vă arăt de aproape, dar să știți că este dezastruoasă treaba, mi s-au rupt acum cu pozele și îi scrisese lui Bogdan ca să fiu și eu ca un om așa de ziua mea, numai bine că, palaban, țeapă, sunt plecat, după ce mă întorc, atunci te rezolv, așa că nu s-a putut, da. Noi fiind sănătoși, asta e, se poate la 30 de ani și cu rădăcinile astea. Însă cred că sunt 3 luni, dacă n-am mai fost la el din februarie sau martie, oricum aprilie și mai 100% n-am fost. Prin urmare, nu m-ar mira să fie aproximativ 3 luni de când s-a întâmplat chestia asta. Uite, îmi crește foarte, foarte repede. Am luat norofenul ăla, sunt ok acum și vreau să vă arăt așa cam ce a ieșit cu pozele, pentru că sunt tare încântată de rezultat, chiar dacă a fost într-adevăr anevoios procesul. Și încercam și să vorbesc încet, să nu atrag foarte mult atenția cât timp eram jos acolo, că în momentul în care se aud voci și oricum știindu-i pe vecinii mei foarte curioși de altfel, v-am mai luat cu mine la ședințe de-astea foto, eram convinsă că în câteva secunde o să mă trezesc cu ei pe geam. Și greunează foarte mult procesul, adică eu m-am obișnuit așa în timp să fiu detașată și să-mi văd de treabă, filmez cu camera în mână, na. Dar când știi că ai niște oameni care se uită fix la tine și nu trec, știi, trec pe lângă tine și va mai departe de ale lor. Nu, sunt unele efecte, stau așa pe geam și se uită, știi? Și cumva e ușor intimidant, oricât de relaxat ai fi, când știi că ai publicul ăla care se uită acolo și oricum nu erau niște fotografii pe care le făceam, am pozat o floare 3 secunde și atât, am stat un pic acolo, am stat, mi-am schimbat poziția și oricum ca să creez drama aia pe care mi-o doream eu, aia nu merge cu, știi, poze din alea, stai la poză. Adică eu țin la atitudine mult în fotografii și chiar de multe ori când eram, nu neapărat tristă, dar o atitudine mai serioasă în poze, care se pupa cu acel context pe care l-am creat, de multe ori îmi trimiteați mesaje și îmi spuneați, ai pățit ceva, ești supărată? Și eram, nu, nu sunt supărată deloc, dar nu merge, nu poți într-o poză pe care o dorești din aia moody, de atmosferă dramatică, referindu-ne la termenul românesc, nu poți să fii, că nu se pupă, n-are nicio treabă cu atmosfera pe care o creezi acolo. Și asta voiam să fac și acum o oră, cred că am fost cam așa, asta am vrut să fac. Nu mergea să fiu zâmbăreață și veselă atât timp cât ploua, mă uitam așa la cer, eram cu trandafirii ăia în mână, se vedea pe mine că sunt fleașcă toată, nu era din registrul ăla. Poți să faci fotografii vesele în ploaie, alergând cumva, dar având în vedere că eu eram cu fundul pe asfalt, efectiv, am pus parpalacul ăla de plastic sub mine, care chiar m-a ajutat, având în vedere că eram acolo, nu mergea. Și de asta eram un pic mai serioasă. Dar cred că au ieșit tare frumos. Și hai să iau eu camera acum, să vă arăt ce și cum am adus aici lângă mine cardul și toate cele. Mai au gură de ciocolată caldă? Mm. Să vă arăt cât de cât ce a ieșit. Va dura puțin până când editez toată povestea.
probabil câteva zile când o să am timp de ele, dar întâi trebuie să fac sortarea pentru că sunt destul de multe și să vedem care sunt cele mai bune poze. Cred că am tras câteva sute, dintre care va rămâne probabil una sau maximum două, cam așa. A, și am filmat cadrul, sper că l-am prins cum trebuie, dar ați văzut pe ce stă limonada mea, da? Deci mi-am pus hainele un pic la uscat, după ce au stat nițeluși pe calorifer și le-am lăsat apoi pe pat ca să se zvinte cum trebuie. Pă, ce crezi că s-a așezat limonada? Bineînțeles, fix pe bluza aia roșie. Unde, în altă parte? Place micuța, fashionista, mama. Ta-da! Așa au ieșit pozele. Bine, sunt multe variante. La un moment dat chiar, nu știu dacă găsesc aici, dar mi-am băgat randafirul ăla în gură. Pentru că încercam tot felul de poziții și, uite, tot felul de poziții și unghiuri până când a ieșit ce-mi doream eu și cred că rezultatele sunt super interesante. Acum să vedem ce va rămâne la sortare. Dar s-au creat niște efecte pe care nu le-am gândit neapărat, nu le doream neapărat. Uite, de exemplu, cum e aici. Vedeți că e o zonă așa un pic mai caldă în partea asta? Acum, culorile, vă dați seama, vor fi puțin denaturate pentru că ceea ce vedeți voi nu e cu ochiul liber. Vedeți, practic, filmarea, deci printr-un obiectiv al camerei, care captează un ecran de laptop, ceea ce e diferit față de poza propriu-zisă postată pe, nu știu, Instagram va fi probabil. Deci s-ar putea să fie puțin denaturate culorile, dar totuși cred că înțelegeți ce zic aici cu treaba asta caldă. Uite, stați așa să încercăm un close-up. Uite, vedeți cum e treaba asta încălzită pe colț aici? Nu i-am făcut nimic așa, a ieșit din setări, pentru că la un moment dat umbrela cred că a alunecat și ce vedeți așa portocaliu ăsta e un efect datorat poziției umbrelei. Au ieșit tare interesant și urmează exact ce-mi doream eu. Uite, în partea asta nu se vede la fel de bine, dar îmi place mult pentru că e destul de întunecat așa treaba și cu toate că focusul era pe mine, pe fața mea, detaliile totuși le-a prins foarte bine. Uite, deci acum eu nu am focus pe frunze, însă uitați-vă cât de sharp e, cât de clar se vede picătura de ploaie pe frunzele astea. Arată bine, bine de tot și uite, dacă vrem sharp, sharp, uitați-vă ce bine a captat părul meu, firele de păr, se vede clar că era părul umed și chiar și pe tenul meu, să văd dacă vă uitați atent și sper eu că prinde camera, se văd așa picăturile de ploaie. Uite, aveam în sprâncene, aveam aici. Asta, să știți că nu este un muc, îmi pare rău să spun, dar chiar nu e, era apă. Curgea apă efectiv pe față și dacă a prins camera mică, cea care a filmat tot making of-ul atunci, a fost un moment în care m-am oprit efectiv din ce făceam pentru că aveam senzația că nu am părul suficient de ud și m-am oprit și am stat efectiv în ploaie până în momentul în care a udat suficient de tare părul meu. Deci am stat și așteptam să mi se ude părul, că mi se părea mie că e prea uscat, dar cred că au ieșit foarte bine și chiar sunt încântat așa de rezultat. Uite ce bine a prins și genele, mi se pare că prinde foarte bine treaba. Uite picătura aia de ploaie, sper că reușiți să o vedeți și voi aici, probabil că am eu niște cojițe la nas. Na, asta e, suntem oameni și uite în continuare picăturile de ploaie și cred că cel mai bine și cel mai bine se văd pe haine. Nu știu dacă asta e cea mai bună alegere, mă rog, trecem de decolteu că nu va fi ăla ideea, o să-l tai, evident, dar să încerc să găsesc una să se vadă cam cât de udă era bluza pe mine. Nici asta nu e bună. Hai bă, nene, dă-mi una să se vadă bluza. Era foarte umedă și cred că așa veți înțelege. Uite, vedeți zonele astea care sunt un pic mai luminoase pe bluză? Aia era apă. Era, uite, pe aici era efectiv îmbibată în apă. Și uite ce frumos se văd și pe frunze și pe petalele trandafirilor. Erau aproximativ pe ducă trandafirii ăia, i-ați văzut și voi că maronii. Da, cred că i-am prins chiar la limită, dacă mai stăteam puțin, unul la mână nu știu dacă mâine mai prind ploaie și doi la mână habar n-am dacă vor mai trăi, că oricum le-au căzut multe petale pe măsură ce am făcut eu asta. Am filmat bucata aia, sper că a prins-o, am filmat bucata aia când îmi adunam parpalacul de pe jos, m-am așezat efectiv pe jos și sub mine era ăla de plastic. Și când m-am ridicat de acolo erau numai petale de trandafiri. Dar chiar cred că sunt reușite fotografiile și să-mi ziceți și voi ce părere aveți în cazul în care nu l-ați văzut pe Instagram, poate vă dați cu părerea, îmi lăsați opinia aici, eu fiind normal subiectivă, mie îmi plac, na. Dar mă interesează și feedback-ul vostru și chiar îmi place, uite asta e una dintre preferatele mele, îmi place senzația asta de melancolie, răcoare, ceva ce eu asociez cu ploaia. Pentru mine ploaia nu e un moment vesel, cel puțin nu genul ăsta de ploaie. A, că alergi tu pe pășuni
și e un curcubeu, un zare și plouă cu soare, asta e cu totul altceva, dar nu asta era atmosfera pe care am creat-o eu aici, nu era deloc atmosfera de afară, care la momentul ăsta cred că nu mai e nici un pic, nici un gram de soare, dacă o fi fost nițeluș astăzi, acum chiar cred că e dus cu totul, probabil că va apune soarele cât de curând. Dar a ieșit foarte bine și să vedem ce o să păstrez din ele. Da, cam în felul ăsta. A, și dacă vreți să vă uitați pe Instagram zilele următoare, când vor apărea, sau va apărea mai degrabă, probabil va fi una singură, vă aștept acolo. I'm not looking to make new friends. No, I've been looking for love inside, for someone I appreciate. And every day cross my way, I love that I don't know your name. Oh no, I never meant to misbehave. Something about you makes me crave. You really are a different taste. I love that I don't know your name. Iată aici obiectul muncii, sper că o vedeți fără păr roșu prins pe acolo, dar al meu este. O folosesc măcar de 3 ori pe săptămână, pentru că spălându-mă des pe cap, hei, trebuie să-l și coafez dacă vreau să arăt cât de cât ca un om. Și vă știți, ați mai văzut-o la mine, nu e prima dată când apare, cred că o am de aproximativ 3 sau 4 luni, cam așa, și este foarte ușor de folosit, în 5 minute n-am ce face cu ea, chiar și așa dacă este să mă coafez la mișto și tot face o diferență foarte mare față de cum era inițial părul. Belis Big Hero Mie, cred că se numește, vă las link direct pentru ea în descriere și vă las și codul ăla de 10% care, știți voi, e valabil până la sfârșitul lunii ăsteia pentru orice de pe site-ul Babyliss. Da, cam așa e, are căpățânile astea interschimbabile, adică mai este un cap pe care eu nu prea-l folosesc, să fiu sinceră, ăsta îmi place cel mai mult, pentru că îmi dă volum părului, 2 trepte de căldură, hai totuși să ne auzim, stânga-dreapta, învelișul ăsta este ceramic, deci părul, ați văzut cât e de strălucitor, sper eu că a prins camera cât de cât, dar eu zic că părul meu arată foarte bine la momentul de față și a revenit complet și este super, super simplu de folosit, ăsta mi se pare cel mai bun lucru pentru ea. Deci, cam așa, dacă e cineva interesat, să știți că ea acolo, mai are și alte accesorii, un pouch din ăla drăguț care e bun pentru călătorii, așa că, ta-dam, da, să-i facem și lor un bumustăț, le zic. Ne? Cred că sunt colțurile astea spre interior care fac toată șmecheria. Mie nu-mi stă bine cu părul ăla drept, de colo până colo, cel puțin nu la lungimea pe care o am acum. Dar v-am zis că vreau să-mi las părul să crească și planul probabil că o să fiu cu el undeva până pe la jumătatea spatelui. Mărturiem sau rădăcinile astea minunate asupra vitezei cu care îmi crește părul. Deci chiar nu-mi fac griji și de asta niciodată n-am avut trăiri din astea puternice că mi-am tăiat părul. Nu m-am tăvălit. Știu că aveam o colegă care săraca a plâns după ce s-a tuns odată. A fost o schimbare destul de bruscă, ea având, și era o modă în vremea aia în care eram eu în școală, era o modă cu părul super lung, ne împleteam cozile și care avea coada mai lungă era mai tare. Și mi-amintesc că o colegă, nu mai țin exact din ce motiv s-a tuns, dar de la părul ăla pe care l-avea până la fund, practic, s-a tuns până la umăr. Și plângea, vai, se dărâmase pământul, practic, dar eu n-am avut-o pe asta, n-am înțeles niciodată pe asta cu părul, că e păr, crește. Mă rog, fiecare le știe pe ale lui, însă momentan așa mă prezint. Suntem pe final de daily, cred că o să comand ceva de mâncare astă seară pentru că a fost o zi destul de lungă și n-am chef să stau să mai fac nimic pe acolo. M-a și luat foamea, adică ciocolata aia caldă și nurofenul practic ar fi singura masă pe care am avut-o în 8 ore, să zic, ceea ce e destul de nașpa și m-ar ajuta puțin combustibil, deci probabil că niște pizza sau dacă nu se văd, poate comand la Effendi cei cu shawarma, v-am mai zis eu de ei, cu shawarma, burger, multe chestii din astea vegane. Dar până când ajungem acolo, voiam să vă zic de o carte pe care am terminat-o recent și nu mai știu dacă v-am promis pe stories că revin cu verdict asupra ei, dar cert este că v-am arătat-o în momentul în care am început-o, am pus acolo ceva și mi-ați scris și voi că, interesant, o încep și eu acum sau abia am terminat-o și așa mai departe. Și o să vă rog, caz în care ați citit-o, să-mi lăsați în comentarii cum vi s-a apărut vouă, fără spoilere sau ceva, că poate mai sunt și alții care vor să o citească, însă trebuie să recunosc că sunt relativ dezamăgită de ea. Mă așteptam la ceva mai bun și aici o să pasez responsabilitatea copertei, pentru că
în momentul în care am început-o, am pus mâna pe ea, uite, poate vedeți acolo, trecând de unghiile mele superbe, la mâna asta sunt bine, la asta e buba, vedeți ce scrie aici, zice, fanii romanului Fata din tren vor adora această carte. Mie mi-a plăcut Fata din tren. E un film și o carte, întâi de toate, pe care am citit-o. Filmul l-am văzut de mai multe ori. Mi-a plăcut la fel de mult și Gone Girl. Tot din zona aia și Obiecte ascuțite mi-au plăcut foarte mult. Am văzut și serialul. Deci mă așteptam să fie undeva în zona asta. Ea încearcă, bate în direcția aia, dar n-a avut efectul ăla de wow la final. Poate că sunt eu pretențioasă, că am citit multă literatură din asta și vă dați seama, e un roman polițist, suspans, thriller, exact ce îmi place mie, misterios, o psihopupu. Dar n-a avut efectul ăla de wow, adică sunt două planuri care se împletesc pe parcursul cărții ăsteia, fiind vorba despre o avocată ce traversează o perioadă dificilă acasă, în căsnicie și în paralel cu căsnicia ei nefericită este povestea unui proces destul de solicitant, la care participă pe parcursul celor 300 și ceva de pagini. Procesul ăla, eu mi-am dat seama din start ce s-a întâmplat acolo. Au ars-o ei așa misterios, personajele la ele mă refer, au ars-o așa misterios la început, că o fi, că n-o fi, că de fapt e ceva mai mult la mijloc decât persoana ce părea vinovată, dar mi-am dat seama din secunda 2 cine este de fapt responsabil acolo și ce s-a întâmplat. Asta odată. După care e planul ăla cu căsnicia tipei. La fel, mi s-a părut foarte previzibilă cartea. De citit se citește ușor, nu este oribilă, nu este o lectură execrabilă, nu o să zic acum că am pierdut vremea și că, vai, am, nu știu, nici nu știu cât mi-a luat ca să o termin, am citit-o destul de repede, deci nu e o pierdere lamentabilă. Până la urmă, orice carte citită sau majoritatea cărților citite, cred eu că sunt un bonus pentru noi, așa, pentru experiențele noastre, pentru trăirile noastre, pentru formarea vocabularului, până la urmă, și știți că vă împing întotdeauna să citiți cât mai mult. Dar cu toate astea nu a avut factorul ăla wow pe care eu l-așteptam. M-am agitat prea mult pentru că citisem asta aici cu Fata din tren și am zis, uite, și lângă zice, total convingătoare, n-am putut să o las din mână. Bă, nu, mie nu mi s-a părut. De asta vă zic, în cazul în care ați încercat-o, lăsați-mi și mie în comentarii că poate sunt eu cu capul, poate am devenit eu prea pretențioasă și de fapt e o carte foarte bună, în timp ce mie mi s-a părut așa cam mediocră, să fiu sinceră. Portocala Sângerie se numește, în cazul în care nu v-am zis, la editura Litera Este. Vă las link-ul, uite, și pe ea în descriere, poate e cineva amator. Deci să nu fugiți de ea, să nu înțelegeți acum că este absolut oribilă, doar că sunt eu, poate sunt eu mai special. Și voiam să vă mai arăt ceva, un cadou, de fapt, mi-a adus Dariana când a fost ziua mea. A venit pe seară cu un buchet de bujori albi care s-au ofilit între timp. Dar ați văzut, cred că am casa plină de bujori. Toată lumea mi-a luat bujori anul ăsta. Deci bujori. N-am văzut altă floare. Și evident că sunt super recunoscătoare. Sunt florile mele preferate. Și bujori de colo până acolo. Și a venit Dariana cu un buchețel de bujori și cu cartea asta, care se numește Femeia la 1000 grade Celsius. Încă n-am început-o, dar ea este următoarea, de asta le și leg. Și o să vă citesc un pic din ce zice pe spate, că poate vă tentează. Și a venit de asemenea cu o husă de telefon. O husă de telefon personalizată, după poza pe care am făcut-o eu cu blănușii acum, nu știu, sunt câteva săptămâni, când am anunțat acel video dedicat pisicilor, intitulată Cum am grijă de pisicile mele, am vrut să fac și o poză care să exprime exact ideea. Știți că eu, în momentul în care postez pe YouTube, anunț că am postat un video nou, vă anunț pe Instagram, vă anunț și pe Facebook, doar așa să fie niște cazuri excepționale să nu vă anunț, să nu pot, să, nu știu. Și atunci, ca să ilustrez eu mai bine ideea videoului, na, pisicile, am făcut o poză cu toți trei aici, poză pe care o inserez sau am inserat-o deja. Și Dariana acum niște zile mi-a cerut poza aia, deși ea deja era pe Instagram și mie mi s-a părut așa dubios și mă gândeam, bă, ce Dumnezeu face Dari cu asta din moment ce e acolo, nu că vrea să o vadă Serena. Și zic, na, i-am dat fetei poza, poate o fi vrând să dea zoom pe aia sau ceva. Ne gândim numai o secundă ce are de gând să facă. Și m-am trezit cu husa, deci mi-a făcut o husă din asta personalizată pentru telefonul meu, uite așa, cu cei trei blănoși. Aici lemonada se vede mai puțin, dar există și ea, eu între ei, Rumbu și Poirot în partea stelaltă. Și mi s-a părut tare, tare drăguță ideea. În primul rând că n-am așa ceva, dar mi s-a părut foarte la corazon, foarte de sentiment în momentul în care i-am văzut pe ăștia trei lângă mine. Mai bine de atât n-avea ce să fie, pentru că voi știți, am mai zis, de multe ori ei sunt lumina ochilor mei. Deci e cel mai frumos cadou posibil. Așa că m-am bucurat foarte mult văzând asta în punguța cu care a venit și de asemenea mi-a luat și cartea Femeia la 1000 de grade Celsius. N-auzisem de ea. Editura se numește Editura Art.
de editura Arta, am auzit, dar nu auzisem de ea și pare a fi scrisă de un autor scandinav și zice așa: singură într-un garaj închiriat, loială doar unei grenade de mână din al doilea război mondial, Hera Bjornsson, îmi cer scuze, își trăiește la 80 de ani începutul sfârșitului vieții, dar este pregătită și a făcut deja programare la crematoriu, unde îi se garantează o dispariție rapidă la 1000 grade Celsius. Dar înainte de toate astea, ne cere ea: permiteți-mi să-mi povestesc viața. Istoria care urmează pleacă de la viața reală a nepoatei primului președinte al Islandei, cu care autorul a interacționat întâmplător într-o conversație telefonică în anul 2006. Dar își urmează propriul curs ficțional. Pus în contextul celui de-al doilea război mondial, povestea individuală a Herei completează tabloul atrocităților care devastau în aceea în Europa, însă amintirile personajului despre sine și despre întâmplările care au marcat existența se întrețesc cu cel mai rafinat și mai surprinzător umor, cu o revigorantă autoironie, dar și empatie pentru cea care a fost în tinerețe. Fiecare capitol al romanului este o piesă dintr-un puzzle care se construiește încet, impredictibil. Și mă rog, după aia mai sunt așa niște citate și alte treburi. Nu intrăm în ele, dar cât să vă faceți o idee. Carta este destul de amplă, habar n-am cum va fi, nici nu m-am uitat la recenzii, nu m-am uitat la nimic, nu vreau să mai fac prostia pe care am făcut-o cu asta, că mi-am creat niște așteptări tâmpite. Eu știu că nu-i bine să ai așteptări în viață, dar câteodată uite că cedez și fac prostii, așa că nu m-am mai uitat, n-am citit recenzii, nu m-am uitat nimic, o să o citesc și vedem ce iese de acolo. Subiectul mi se pare foarte interesant, eu general fiind atrasă de tot ce înseamnă război și cronică de război și literatură de război și chiar am văzut săptămâna trecută, v-am și zis pe stories, am început să postez pe stories într-o veselie. Nu știu dacă ați prins voi momentele astea, cei care nu urmăriți acolo, probabil că nu știți despre ce vorbesc, dar eu nu prea postam pe stories. Mi-a luat mult până când să apuc să fac asta, pentru că aveam cumva senzația că e repetitiv ceea ce fac aici pe YouTube, apare și acolo și nu-mi doresc să fac chestia asta, iar eu știu foarte bine că oamenii care sunt pe Instagram nu sunt și pe YouTube, sunt lucruri cumva diferite, chiar dacă se mai întrepătrund ele cele două planuri, dar nu voiam să fie același lucru. Adică să știu că cine mă urmărește acolo vede altceva, cine mă urmărește aici vede altceva și de asta cred că m-am tot ferit cumva, dar mi-am dat drumul în ultima vreme și pun tot felul de chestii pe acolo și acum vă aduc în atenția asta că m-am uitat la niște documentare pe Netflix, exact pe subiectul ăsta, pe cel de-al doilea război mondial, m-am uitat la contabilul de la Auschwitz și celălalt, vai, cum se numea? Uite că îmi stă pe suflet, stați așa că sunt cu laptopul lângă mine. Cum îi zicea mă nene mă? Cum îi zicea găluia? Deci mai era unul, da, hai că până găsesc neapucă dimineața, o să notez pe aici pe undeva, dar a mai fost un documentar la care m-am uitat și nu mai știu cum se numea. Ambele pe același subiect, fiind vorba despre supraviețuitori din timpul Holocaustului, supraviețuitori de la Auschwitz. Unul dintre documentarele ăsta pe care nu pot să-mi amintesc acum, al cărui nume nu mi le amintesc acum, era filmat pe la sfârșitul anilor 90, dacă mi-amintesc eu bine. Deci foarte posibil ca supraviețuitorii să nu mai trăiască la momentul actual. Însă mi s-au părut tare interesante și cred că e bine să cunoaștem istoria ca să nu mai repetăm, mai ales în cazuri din astea absolut monstruoase. Nu sunt documentare plăcute, așa cum subiectul cărții este, îmi imaginez că nu va fi ceva foarte vesel, chiar dacă zice aici de autoironie și empatie și așa mai departe, dar eu cred că e important să avem habar și de lucrurile astea. E bine și cu divertismentul, e bine și cu entertainmentul, e bine și cu chiloții și cu scandalul, dar e bine să avem habar și de mediul din care venim, pentru că și România a fost parte din cel de-al doilea război mondial, chiar dacă nu făceam parte dintre puterile, iertați în pleonasmul, cele mai puternice, dar România a avut și ea un rol de jucat acolo și e bine să știm, măcar așa, în linii mari, ce s-a întâmplat, ca să nu mai repetăm, să nu se mai întâmple niciodată. Mă rog, ăsta este un subiect terț, așa, dar voiam să vă aduc în atenție pentru că îmi face plăcere să discut cu voi despre filme și despre seriale și chiar v-am povestit recent pe Instagram, exact asta vă spuneam, că pentru mine viața ideală sau, mă rog, o zi perfectă ideală ar însemna exact asta, să stau, să citesc, să mă uit la filme cu pisicile lângă mine și cu dulciuri, să mănânc dulciuri, să citesc și să mă uit la filme și să am pufoșii lângă mine. Excelent, să nu fac nimic altceva, doar să citesc și să mă uit la filme, că sunt mare cinefilă și cititoare și îmi plac poveștile, în general, lucru pe care cred că l-ați conștientizat deja, ținând cont cât de mult vorbesc și ce încerc să creez, da,
în ploaie, în trandafiri. Și cu asta încheiem daily vlogul de astăzi. Sper că l-ați găsit edificator, așa, mai ales pe partea de din țar. Îmi dau seama că nu toată lumea va fi interesată de subiect și de asta, pentru cei care ați ajuns până la momentul ăsta, vă super mulțumesc și vă și felicit dacă ați rezistat pe tot parcursul ăsta. Denotă că sunteți interesați de orice v-aș povesti și mă bucură tare mult asta. Iar cei care ați făcut-o și ați ajuns până aici, m-aș bucura mult să comentați cu inimioară roz în descriere acolo, sau puteți, dacă n-aveți inimioară roz, puteți să scrieți inimioară roz. Am ajuns până aici, ca să știu și eu cine urmărește tot. Și să nu uitați că e vorba de consultația aia gratuită la dentist, dacă vă pasionează pentru luna iunie, recomand să mergeți. Și dacă mergeți și dacă nu mergeți, eu n-am nimic de câștigat de aici, deci să nu înțelegeți în vreo formă sau alta că obțin ceva. Nu, eu mi-am plătit toate tratamentele, v-am mai zis asta, mi-am plătit toate tratamentele, toate fațetele, intervențiile, tot ce a fost acolo, deci nu e vorba de nimic sponsorizat în vreo direcție sau alta. M-am dus și am făcut clipul și am filmat asta pentru că vi l-am promis de multă vreme și au fost super multe întrebări, și chiar dacă nu e un subiect care va interesa pe toată lumea, știu că sunt oameni care m-au tocat și au insistat cu asta și o spun în cel mai bun sens posibil, și am vrut să vin la voi cu niște explicații ca să știți despre ce e vorba, la ce să vă așteptați, și mai departe voi decideți, evident, e important să consultați și alți doctori, poate, nu știu, în vreo formă sau alta poate vă va ajuta, iar pe mine mă știți, oricum de atâta timp funcționez destul de bine. Ok, ăsta a fost daily vlog meu, mulțumesc dacă v-ați uitat, pupicios multos, ne vedem duminică, holul de la Zara neapărat trebuie să vină, știu că sunt datoare cu el, așa că va veni, este aproape gata, mai am de făcut câteva chestii, dar duminică ne vedem cu el și lămurim ce și cum a fost și acolo. Să aveți în continuare o seară minunată și un weekend ultra minunat și noi ne vedem duminică. Pa!